Bun găsit, doamnelor și domnilor, urmează știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Aparatură modernă și eficientizare energetică la școala gimnazială numărul 1 din comunal Schitu Golești. Se depun cererile pentru subvențiile la căldură și energie electrică. 66 de piloți s-au înscris în ultima etapă a campionatului național de viteză în coastă la trofeul Câmpulung Muștel. Serviciul de asistență socială primește cererile pentru ajutorul de încălzire aferent anului 2023-2024. Cererile se pot procura de la sediul Direcției de Asistență Socială și tot aici vor fi depuse dosarele cu toate actele necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire a locuinței. Pentru a putea primi ajutorul pentru încălzire în perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2023 și 31 martie 2024, cei interesați trebuie să depună cererile la primării, la Direcția de Asistență Socială. Începând cu 1 noiembrie 2023, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței în sezonul rece se acordă potrivit prevederilor legii, respectiv legea consumatorului vulnerabil. Potrivit legii, ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat. Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun individual. Pot cere ajutorul de încălzire pentru sezonul rece familiile care au venituri nete lunare mai mici de 1386 de lei pe fiecare membru sau persoanele singure care câștigă pe lună până în 2053 de lei. Sprijinul pentru încălzire se acordă pentru un singur sistem utilizat la încălzirea locuinței, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitatea deplină de exercițiu al drepturilor civile. Primăria municipiului Câmpulung, prin Direcția de Asistență Socială, a demarat acțiunea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie conform legii numărul 226 din 2021, privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Potrivit actului normativ mai sus menționat, familiile și persoanele singure, ale căror venituri sunt de până la 1386 de lei pe membru de familie în cazul familiei, sau 2053 de lei în cazul persoanei singure, pot beneficia de următoarele tipuri de ajutoare. 1. Ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, combustibil solid și sau petrolieri. 2. Suplimentul pentru energie. 1. Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale sau lemne și combustibil petrolier se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau persoane singure, procentual prin raportare la o valoare de referință care nu poate fi mai mică de 250 de lei pe lună pentru gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru energie electrică și 320 de lei pe lună pentru combustibili solizi și sau petrolieri. Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, dar și familiilor și persoanelor singure care nu au stabilit acest drept și ale căror venituri sunt de până la 1386 de lei pe membru de familie în cazul familiei sau până la 2053 de lei în cazul persoanei singure. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează. Suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului, la energie termică 10 lei pe lună, la energie electrică 30 de lei pe lună, la gaze naturale 10 lei pe lună în factură și pentru lemne 20 de lei pe lună la titular. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energie electrică, cuantumul suplimentului este de 70 de lei pe lună. Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței doar persoanele singure sau familiile care locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Realizează venituri de până la 1386 de lei pe membru de familie în cazul familiei sau până la 2053 de lei în cazul persoanei singure. În plus, pe lângă banii pentru încălzirea locuinței, persoanele cu venituri mici pot primi un ajutor financiar suplimentar pentru energie, destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei. Acesta se acordă lunar pe parcursul întregului an și se poate cumula cu ajutorul pentru încălzire.
Două proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență sunt în faza de achiziție a materialelor și în faza de licitație. Acestea fac referire la dotările cu mobilier și eficientizarea energetică la școala gimnazială numărul 1 din localitatea Schitu Golești. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, administrația locală a comunei Schitu Golești a obținut finanțare în urma a două proiecte depuse care fac obiectul dotării cu mobilier școlar și echipament digital și reabilitare energetică. Beneficiarul acestor proiecte este școala gimnazială numărul 1 Schitu Golești. În cadrul eficientizării energetice, aici se vor monta și panouri fotovoltaice și pompe de căldură. În momentul de față pregătim documentația pentru două achiziții publice pe care le vom face în perioada imediat următoare și vorbim tot de licitație publică. Este vorba de dotări la școală. Avem un proiect semnat, un contract prin Programul Național de Redresare și Reziliență de vreo 760.000 de lei. Sperăm noi ca până la sfârșitul anului toate sălile de clasă să fie dotate cu mobilier școlar și cu echipamente digitale. De asemenea, urmează să scoatem la licitație și o altă lucrare importantă, zicem noi. E vorba de reabilitarea energetică a școlii gimnaziale numărul 1 Schitu Golești, care înseamnă 2,1 milioane de lei, tot pe PNRR, și care înseamnă refacere de acoperiș, înlocuire de învelitoare, refacerea trotuarului perimetral, tâmplărie. Se lucrează și la partea de electrică și mai mult decât atât, 70 de panouri fotovoltaice și pompe de căldură și gândim noi că cu ocazia aceasta o să reducem și cheltuielile pentru încălzirea sălilor de clasă. Va fi necesar să mutați copiii în altă clădire? Aici ține și de partea de organizare. O să discutăm cu cel care va câștiga licitația că poate lucrăm pe tronsoane și cu o organizare de șantier destul de bună. Poate nu e necesar să mutăm copiii, deși avem și o altă clădire unde am putea să mutăm. Totul ține de organizare și de să zicem așa, o strânsă cooperare cu constructorul care va câștiga licitația. Legat de dotarea școlilor, administrația locală este prinsă în programul de obținere a unui microbuz electric, fapt pentru care se așteaptă semnarea contractului de finanțare pentru montarea a 5 stații de încărcare electrică a autoturismelor. În cadrul instituției Prefecturii Argeș a fost creat un grup de lucru ce are ca obiect prevenirea consumului de droguri în școli. Reprezentanții ai instituțiilor care fac parte din acest grup vor fi prezenți pentru a purta discuții cu elevii și profesorii în toate colegiile și liceele din județ. La Câmpul Lung, o astfel de întâlnire va avea loc vineri 20 octombrie, la Liceul Teoretic Dan Barbilian și la Colegiul Național din Nicu Golescu. În urma discuțiilor la nivel central, ce au în vedere lupta împotriva consumului și traficului de droguri, instituția prefectului Argeș a creat un grup de lucru pentru prevenirea consumului de droguri în școli. Programul a fost lansat în toate liceele argeșene. Prefectul Radu Perianu crede că prin aceste discuții, în grupuri restrânse, tinerii vor fi lămuriți în legătură cu pericolul consumului de droguri. În cadrul unei conferințe de presă, prefectul a făcut apel la părinți, profesori și autorități să se implice în lupta împotriva drogurilor. Trebuie să ne implicăm cu toții în a explica tinerilor ce anume înseamnă consumul de droguri, în a explica tinerilor cât de periculos este acest consum de droguri, în a explica tinerilor că nu este deloc cool să te duci la o petrecere și să consumi droguri, ci dimpotrivă îți distrugi sănătatea atât fizică cât și psihică și de cele mai multe ori îți distrugi și viitorul. Vă pot spune că lansăm un program de acțiuni preventive în toate liceele argeșene. Programul este făcut deocamdată doar pe luna octombrie, adică atât cât a mai rămas din ea. Și credem noi că aceste discuții vor fi de natură a-i lămuri pe tineri ce înseamnă pericolul consumului de droguri. Din experiență, pentru că nu sunt primele acțiuni de genul acesta pe care instituția prefectului le-a făcut în județul Argeș. Din experiență am constatat că este mult mai bine să interacționăm cu grupuri mai restrânse
de tineri. Dacă vă amintiți, acum ceva timp am organizat la teatru o importantă întâlnire la care au participat elevi din mai multe licee argeșene. A fost sala de la teatru plină. Dar, ca urmare a întâlnirilor pe care le-am avut și înainte și după, am constatat că sunt mult mai interactive și mult mai pline de eficiență întâlnire cu grupuri mai mici de tineri, 50, în jurul cifrei de 50-100 de tineri. Prin urmare am ales această variantă, presupune să muncim noi mai mult, dar merită, pentru că ultimele întâlniri pe care le-am avut cu acești elevi au fost chiar interactive, s-au dezbătut multe probleme, s-au discutat multe probleme, au fost date explicații de specialiști tinerilor care chiar cred că au lămurit multe chestiuni. În altă ordine de idei, în această bătălie îmi doresc eu să nu fie implicat doar grupul de lucru. În primul rând fac un apel la părinți să aibă discuții prietenești și serioase cu copiilor. Ei sunt primii și cei de care copiii ascultă cel mai mult. Degeaba vin autoritățile și spun una sau alta. Cele mai eficiente sunt discuțiile părinților cu copiii, astfel încât fac apel la ei să nu ocolească acest subiect, ci să-l discute deschis și prietenește. Campania instituției prefectului va include toate liceele din Argeș. La Câmpul Lung, reprezentanții instituțiilor implicate în campania de prevenire vor fi prezenți pe 20 octombrie la Liceul Teoretic Dan Barbilian și Colegiul Național din Nicu Golescu. Instituțiile care fac parte din grupul de lucru sunt Instituția Prefectului Județului Argeș, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Argeș, Inspectoratul de Poliție Argeș, Inspectoratul Școlar Județean Argeș. În câteva locații se alătură ca partener și Penitenciarul Mioveni. Fosta secție de oncologie din Pitești a fost cuprinsă de flăcări. Se pare că aici locuiau mai mulți oameni ai străzii, care au vrut să se încălzească și au făcut focul în interiorul clădirii. Din fericire, nu au existat victime. În cursul nopții de miercuri, pompierii au intervenit în municipiul Pitești pe strada Victoriei pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o clădire dezafectată. Este vorba de fosta secție de oncologie neutilizată de mai bine de 15 ani. După ultimele date, imobilul, în 2006, fusese retrocedat unor proprietari din București, care un an mai târziu l-au vândut unui om de afaceri din Pitești. Forțele de intervenție, ajunse la locul solicitării, au constatat că incendiul se manifesta la nivelul acoperișului construcției, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, în urma evenimentului degradându-se și tavanul de la parter și primul etaj al clădirii. Din fericire, nu au existat victime, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost focul deschis în spații închise. Dacă aveți de gând să vă petreceți weekendul în compania lecturii, specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung vă recomandă o carte, devenită în foarte scurt timp o adevărată capodoperă. Este vorba despre Povestea fără sfârșit, care vă introduce într-o lume în care totul este posibil dacă dați frâul liber imaginației. Cum weekendul se apropie cu pași grăbiți, specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung recomandă în special copiilor o capodoperă a literaturii de gen. Este vorba despre romanul Povestea fără sfârșit a scriitorului Michael End. Cartea a apărut în anul 1979 și a cunoscut la acea dată cele mai multe vânzări pe toate continentele lumii. Este o poveste fantastică în care imaginația este cheia oricărei posibilități. Romanul a fost ecranizat, iar filmul este urmărit și astăzi cu aceeași plăcere, atât de copii cât și de adulți. Bastian ajunsese deja de foarte multe ori într-o încăpere hexagonală, apoi dintr-una într-alta. Însă fiecare hotărâre luată de el îl conducea la o nouă hotărâre de luat, care la rândul ei atrăgea după sine încă o hotărâre care trebuia luată în seamă. Toate aceste hotărâri nu schimbau însă într-un nimic faptul că tot ce se mai găsea în templul celor 1000 de uși și că de fapt avea să rămână acolo. În timp ce mergea mai departe și tot mai departe, a început să se gândească din ce cauză se întâmplă acest lucru.
Recomandarea de lectură din această săptămână din partea Bibliotecii Ion Barbu din Câmpul Lung este cartea Povestea fără sfârșit a scriitorului german Michael Ende, publicată la editura Arthur, în limba română. Povestea fără sfârșit este un roman fantastic scris de scriitorul german și care a fost publicată pentru prima dată în anul 1979. Ulterior a fost adaptat pentru marile ecrane în mai multe filme. Este considerată una dintre capodoperele literaturii pentru copii, romanul fiind tradus în limba română de către Ivet Davidescu. Când Bastian, personajul principal al romanului, descoperă într-un anticariat o misterioasă carte legată într-o mătase a rămie, nici prin gând nu-i va trece că va avea o misiune importantă de îndeplinit. Este nevoit să pătrundă cumva în carte, să salveze tărâmul imaginar fantazia în care orice este posibil și în care te poți și pierde. Însă viața copilei crește, stă în mâinile sale și e gata să riște totul pentru a salva, însă adevărata sa încercare este atunci nu pătrunderea în fantazia, ci descoperirea căii prin care se poate întoarce în lumea reală, Bastian. Iar părăsirea unui tărâm fără hotare se dovedește cu atât mai greu. Scriind o poveste în poveste care se autogenerează la infinit, Michael Ende demonstrează cititorilor săi că nimic nu se sfârșește cu adevărat, ci că totul se transformă și că în final, cheia ce deschide poarta tuturor posibilităților însă stă în puterea fiecăruia de a afla cine este cu adevărat. Cei care doresc să împrumute cartea sunt așteptați la Biblioteca Municipală și nouă nu ne rămâne decât să vă spunem lectură plăcută! Din păcate, etapa cu numărul 8 nu a fost benefică pentru debutanta în Liga a 3-a a Romușcelul Câmpul Lung. Măzărache și compania s-au întors de la Blejoi fără niciun punct, deși au condus la pauză. Aromușcelul Câmpul Lung, echipa aflată la primul sezon în Liga a 3-a, rămâne cu doar 8 puncte după primele 8 jocuri, fiind învinsă în ultimul joc disputat pe terenul formației de pe locul secund CS Blejoi. Fotbaliștii pregătiți de Ionuț Mihu au evoluat destul de bine pe parcursul primei reprize, la finalul căreia Măzărache a obținut un penalti pe care Gabi Janaru l-a transformat, mușcelenii intrând la cabine în avantaj. Însă, în repriza secundă, câmpulungenii nu au mai prestat același joc sigur, ceea ce le-a permis prahovenilor să marcheze de două ori prin Cătălin Tolea și Andreas Pătrașcu. Cu cele 3 puncte, formația din Blejoi rămâne la doar un punct în spatele liderului CS Dinamo București, în timp ce mușcelenii se situează pe locul 8 în clasamentul acestei serii. În ultima etapă a turului din sezonul regular, Aromușcelul Câmpul Lung primește vizita echipei de pe locul 6, CSO Plopeni, prahovenii având 10 puncte acumulate în 8 partide. În această toamnă se mai joacă și primele etape ale returului, iar Aromușcelul Câmpul Lung va evolua pe municipal în primele două contra celor de la Dunărea 2020 Giurgiu și Tricolorul Breaza. Așadar, urmează 3 partide consecutiv pe teren propriu, prilej pentru fotbaliștii lui Ionuț Mihu să acumuleze cât mai multe puncte. La sfârșit de săptămână se va da startul întrecerilor din campionatul național de volei. Echipa de volei fete Under 13 de la CS Mușcel face parte din grupa J, alături de alte 4 formații din Argeș. Echipa de minivolei a CS Mușcel, pepiniera formației vicecampioană națională în sezonul precedent, va debuta la finele acestei săptămâni în noul sezon al campionatului național de volei feminin. Profesorul Adrian Mihăilă, prezent la jocurile din cadrul Olimpiadei Sportului Școlar, spune că obiectivele echipelor, atât la categoria Under 13 cât și la Under 15, sunt clare, iar așteptările sale sunt ca fetele să depășească performanțele din sezoanele anterioare. Clubul nostru s-a înscris și în acest an, și în campionatul de minivolei și în campionatul de speranțe, U13 și U15 mai nou de anul acesta, la U15 fiind înscris cu 2 echipe. La sfârșitul acestei săptămâni va debuta campionatul de U13 la Pitești, unde sperăm să avem o evoluție cel puțin mai bună decât anul trecut, concretizată printr-o calificare la turneul semifinal. Săptămâna viitoare va începe și campionatul de U15, fiind primul turneu, fiind programat chiar la noi la Câmpul Lung.
Noi ne-am stabilit foarte bine obiectivele. Pot să vă spun încă de pe acum, v-am spus și mai cu câteva luni în urmă, dacă anul trecut nu îndrăzneam să ne gândim la titlul de campion, anul acesta chiar ne dorim cu echipa de speranță, cu echipa, prima echipă a clubului nostru Under 15, să urcăm pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Ieri federația a anunțat și selecția pentru echipa națională de speranțe, unde și din partea clubului nostru vor participa câteva fete la acest trial care va avea loc în luna decembrie. Echipa Under 13 a CS Mușcel a fost repartizată în grupa J din campionatul național alături de ACS Extrem Pitești, două echipe de la LPS Pitești și una de la FC Argeș. În total, anul acesta în competiția pentru Under 13 participă numai puțin de 86 de echipe. Sâmbătă și duminică, pe traseul binecunoscut de la Lărești-Voina, se desfășoară ultima etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă, trofeul Câmpul Ungmoștel 2023, ediția 12-a, la care vor lua startul 66 de piloți. Începând cu ora 8, va fi oprită circulația de la ieșirea din satul Pojorâta până la barajul Râușor. Ultima etapă din calendarul Campionatului Național de Viteză în Coastă, trofeul Câmpul Lung Mușcel 2023, ajuns la cea de-a 12-a ediție, este organizat în perioada 21-22 octombrie de ACS Brother Motors Sport cu sprijinul primăriei și Consiliului Local al Municipiului Câmpul Lung, al Consiliului Județean Argeș și al primăriei și Consiliului Local Lerești, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Etapa de la Câmpul Lung va decide campionul din 2023 la general, dar și la mai multe clase, astfel că nu lipsesc nici principalii protagoniști. Vor deschide traseul Vali Porcișteanu, Dorin Banciu și Alex Chelu Gorgan, cei care, an de-a rândul, au oferit publicului spectacole la cel mai înalt nivel. Câmpul Lung face excepție de la tradiție, să spun așa. La Câmpul Lung au fost organizate penultima etapă. Anul acesta, într-adevăr, avem plăcerea de a organiza ultima etapă din cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă. Ne bucurăm de o prezență numeroasă. Vor fi peste 60 de piloți la start, piloți cu ștate vechi, piloți spectaculoși, piloți care concurează pe mașini extraordinar de spectaculoase. Și zic eu că sunt întrunite condițiile pentru un spectacol de calitate pe coasta de la barajul Răușor. Acolo unde noi ne-am străduit să avem parte de un traseu corect, am avut și sprijinul Consiliului Județean prin reabilitare parțială a suprafaței asfaltice. Au pus umărul la evenimentul nostru absolut toate părțile implicate și aici nu am cum să nu amintesc Primăria Municipiului Câmpul Lung, Consiliul Județean pe care l-am amintit și Primăria Lerești, alături de care sunt și alți parteneri privați care s-au implicat extrem de mult. Rugămintea pe care o am eu la cei care vor ajunge în zona traseului este să respecte cu strictețe indicațiile oamenilor de ordine, pentru că cursa noastră, Câmpul Lungul, este apreciat foarte, foarte tare pentru numărul foarte mare de spectatori pe care îl are la traseu. Dacă ne ajută și Bunul Dumnezeu cu un pic de vreme bună, atunci, într-adevăr, sunt toate condițiile pentru ca să avem parte de un spectacol extrem de frumos. Un spectacol frumos și cu atât mai mult cu cât este posibil să se stabilească și câștigătorii pe anumite clase. Sunt majoritatea categoriilor în duel, să spun așa, adică se vor tranșa în ultima etapă. De aceea spectacolul va fi cu siguranță unul pe măsură, dar nu numai atât. Sperăm noi ca lucrurile să se desfășoare în bună ordine pe traseu și să nu avem parte de incidente deosebite. Având în vedere derularea competiției, în acest weekend circulația pe drumul județean 734 Voinești-Lerești-Voina este restricționată în sectorul cuprins între kilometrul 8 și kilometrul 13+800 astfel. Sâmbătă 21 octombrie între orele 8 și 18, duminică 22 octombrie între orele 8 și 17.
Mâine în județul Argeș vor fi înregistrate temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă. Termometrele vor indica valori ce vor varia între 19 și 25 de grade Celsius. În partea de nord vor fi temperaturi maxime de până la 23 de grade. La Rucăr și la Nucșoara vor fi până la 19 grade. La Mușătești termometrele vor indica până la 22, iar la Vlădești vor fi chiar 23 de grade Celsius. Și la Câmpul Lung vremea va fi frumoasă, iar cerul însorit. Termometrele vor indica până la 22 de grade. În sud va fi și mai cald, vor fi până la 24-25 de grade Celsius. Iar la Pitești, termometrele vor indica până la 24 de grade. Și în Dâmbovița, vremea va fi frumoasă și caldă, termometrele vor indica până la 25 de grade. În partea de nord, la Râul Alb, vor fi 19 grade. La Bărbulețu, termometrele vor indica până la 20 de grade. La Maluku Flori vor fi înregistrate 22, iar la Voinești până la 24 de grade Celsius. În sud, cerul se menține mai mult senin, iar termometrele vor indica temperaturi de până la 25 de grade. La Mătăsaru vor fi 23 de grade, 24 vom avea la Petrești. La Vișina și Corbi Mari vor fi temperaturi de până la 25 de grade. La Târgoviște vremea se menține frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor indica până la 25 de grade Celsius. Și la noapte va fi ceva mai cald față de nopțile precedente. Termometrele vor indica temperaturi de până la 7-8 grade Celsius. Mâine, la Câmpul Lung, vremea va fi frumoasă. Vor fi înregistrate până la 22 de grade. Ziua de sâmbătă se anunță una și mai caldă, vor fi înregistrate temperaturi de până la 26. Și duminică vom avea parte de zi frumoasă și însorită, cu temperaturi de până la 24 de grade. Acestea sunt deocamdată informațiile. Ne revedem mâine cu noi date. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de Clar TV. Urmează emisiunea Obiectiv Mușcelean. Vă doresc vizionare plăcută!